Alianța pentru Unirea Românilor ar putea fi scoasă în afara legii. Cel puțin asta încearcă deputatul liberal Alexandru Muraru, reprezentantul Guvernului pentru combaterea antisemitismului. Totul după ce, într-un comunicat AUR, Holocaustul a fost descris ca o temă minoră. Cum poate dispărea AUR de pe scena politică? Aflăm chiar acum de la colega mea, Mădălina Mihalache. Mădălina, bună dimineața! Bună dimineața, Nadina! Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Legea de organizare și funcționare a partidelor politice prevede două posibilități prin care AUR ar putea fi scos în afara legii. Prima, printr-o decizie a Curții Constituționale. Practic, judecătorii Curții Constituționale ar putea să decidă dizolvarea partidului AUR dacă se constată că acest partid a încălcat două alineate din Constituția României. Mai exact, cel care prevede că a militat împotriva pluralismului politic sau a principiilor statului de drept sau a integrității și independenței României sau dacă este o asociație cu caracter secret. Asta se prevede în legea de organizare și funcționare a partidelor politice. Ultimul caz nu este, în acest caz nu se află partidul AUR. Alexandru Muraru, cel care vrea să scoată AUR în afara legii, susține că Curtea Constituțională ar putea fi sesizată de Parchetul General potrivit legii de organizare și funcționare a partidelor politice. Însă, în această situație, Curtea Constituțională ar putea fi sesizată de unul dintre președinții Parlamentului, adică de Marcel Ciolacu, cel care a spus că nu se pune problema ca AUR să fie scos în afara legii, sau de Florin Câțu, președintele Senatului, dar și de către Guvernul României, al cărui reprezentant este deputatul Partidului Național Liberal, Alexandru Muraru, cel care a criticat dur și care a spus că AUR ar trebui să fie scos în afara legii, să fie desființat acest partid condus de George Simion și Claudiu Târziu, pentru ultimul comunicat pe care l-a transmis partidul și prin care susține faptul că Holocaustul a fi o temă minoră. Și a doua posibilitate este prin instanță, asta dacă se constată că AUR a militat, spre exemplu, sau a defăimat națiunea sau țara noastră sau a incitat la discriminare. Este de asemenea un alt motiv pentru care AUR ar putea fi scos în afara legii. Alexandru Muraru susține că a făcut mai multe plângeri penale, inclusiv la adresa copreședinților acestui partid.